Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la obișnuită întâlnire cu dumneavoastră, o întâlnire în care vrem să vă aducem întotdeauna cele mai proaspete informații și comentarii în compania unor nume de rezonanță ale politicii, domeniului social, economic, din Gorj și nu numai. În această după-amiază vine în fața dumneavoastră un invitat special, domnul vicepreședinte al PSD Gorj, domnul Claudiu Manta, notar public, cel mai cunoscut dintre președinții TSD Gorj, cel care a clasat pe locul 2 în anii mijlocul anilor 2000 organizația de tineret a Partidului Social Democrat. Bine v-am regăsit, domnule vicepreședinte! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Vreau să vă lansez o provocare încă de la început întâlnirii noastre, și anume, care sunt, să spunem, cele mai mari provocări care stau în fața oamenilor politici acum, într-un an ca și 2019, un an cel puțin cu două tururi electorale? Sigur că da, cea mai mare provocare din punctul meu de vedere, și nu o spun numai eu, o spun și o mare parte dintre colegii mei, este aceea de a conștientiza faptul că totuși a fost o guvernare bună, guvernarea PSD-ului, și de a le aduce în atenția oamenilor și de a le explica măsurile bune luate de către guvernul PSD din această perioadă, pentru că trebuie să o recunoaștem și nu o spun numai eu, o spun chiar și statisticile, faptul că din punct de vedere economic, social, au fost înregistrați pași majori în ceea ce privește dezvoltarea României. Și nu vorbim numai de creșterea veniturilor aici, pentru că este o componentă importantă. S-au făcut foarte multe lucruri bune pentru oameni. S-a implementat o mare parte din programul de guvernare, pentru că asta este ceea ce ne interesează, și eu sunt convins că și rezultatele electorale, atât ale alegerilor europarlamentare din 2019, dar și alegerilor prezidențiale, pentru că m-ați întrebat despre ce înseamnă 2019 pentru țară, eu cred că aceste rezultate vor fi bune, pentru că oamenii sunt conștienți și, mult mai important, simt măsurile bune luate de către guvernare în această perioadă. Ce înseamnă să intrați într-o bătălie ca cea a europarlamentarilor? O bătălie considerată de toți politicienii una destul de delicată, pentru că veniți în față cu oameni foarte puțin cunoscuți, toate partidele, nu vorbim de un partid anume, și ca politician cu experiență puteți să comentați. Deci vorbiți despre niște oameni care se duc să ne reprezinte acolo, oameni care, de care atârnă, iată, destinul extern, dar și intern economic al țării, și v-aș întreba ce înseamnă pentru politicianul Claudiu Manta și pentru colegii săi această încercare a europarlamentarilor. Am văzut ultimul sondaj, sunteți clasați cu cele mai multe mandate, între 8 și 10, dar, așa cum spunea și președintele Dragnea, este una dintre cele mai importante pietre de încercare pentru toate partidele, nu numai pentru PSD. Sigur că da, este o încercare prin prisma faptului că este alegerile europarlamentare sunt primele din cele patru șiruri de alegeri care urmează în anii 2019 și 2020, dar este o încercare pentru că, din păcate o spun, nu foarte mulți dintre oamenii care aleg, dintre membrii electoratului, cunosc ceea ce înseamnă Parlamentul European și rolul extrem de important pe care îl au europarlamentarii români și străini în ceea ce privește deciziile, pentru că vedeți dumneavoastră, odată cu aderarea la Uniunea Europeană și tot ce înseamnă Uniunea Europeană, marile decizii în ceea ce privește România se iau, cu bune și cu rele, la Bruxelles, de către Parlamentul acesta european, pe care suntem chemați să-l alegem pe 26 mai 2019, și atunci, pentru a lua decizii bune pentru România, pentru a avea oameni care să susțină cauza României și să susțină tot ceea ce înseamnă proiectele de țară ale României, avem nevoie ca acolo să trimitem oameni competenți, avem nevoie ca acolo să trimitem oameni patrioți, pentru că este un lucru important. Oameni care să nu facă de rușine România și care să propună proiecte bune pentru România, chiar dacă poate uneori acest lucru este în discordanță cu interesele celorlalte țări. Așadar, oameni care pun pe primul loc interesul național și abia după aia interesul ceea ce înseamnă european. Avem nevoie așadar de
oameni care cu viziune, oameni care să știe care sunt proiectele importante pentru România și eu sunt convins că lista pe care va propune PSD-ul pentru europarlamentare va fi o listă care va conține oameni care îndeplinesc criteriile menționate de mine anterior. Deținem și președinția Consiliului Uniunii Europene. Iată o altă importantă provocare pentru Guvernul României și pentru Parlamentul României. Care credeți dumneavoastră că ar fi, să spunem, jaloanele politicii europene pe care ar trebui să le imprime guvernul atât cât deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene? Sunt foarte multe teme pe care ar trebui... Să ca politician cu state vechi și care simte pulsul societății, pentru că dumneavoastră ați fost unul dintre cei care ați mers în teritoriu la toate tururile de alegeri. Sigur că sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate atâta timp cât România deține președinția aceasta rotativă. Sunt două mari încercări pe plan european. Știți foarte bine că vorbim despre ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, ceea ce numește presa de specialitate Brexit, și al doilea lucru important, faptul că iată pe durata președinției au loc și alegerile pentru Parlamentul European, care vor reconfigura tot ceea ce înseamnă componența politică a Parlamentului European. Astea sunt temele majore. Sigur că putem discuta de faptul că, iată, sunt tensiuni majore în comerțul internațional. Știți foarte bine că există un adevărat război economic între Statele Unite și China. Încă există sancțiuni date de către Statele Unite comerciale împotriva Chinei, chiar și împotriva Uniunii Europene, pentru că, după cum ați văzut, președintele Trump folosește foarte mult o politică protecționistă pentru ceea ce înseamnă produsele realizate acolo. Vrea să stimuleze foarte mult ceea ce înseamnă producția americană, un lucru nu neapărat rău pentru Statele Unite ale Americii, însă trebuie să avem în vedere contextul global, să avem în vedere faptul că avem o lume globalizată, o lume în care trebuie să existe cât mai puține bariere pentru comerț, lucru care a fost încercat și parțial reușit în Uniunea Europeană. Știți foarte bine că unul dintre pietrele de încercare ale Uniunii Europene este libertatea de circulație, libertatea mărfurilor, libertatea comerțului, libertatea de a te stabili în orice stat european. Iată că așa cum Uniunea Europeană a reușit să implementeze aceste lucruri și le-a implementat cu succes, cred că astea ar trebui exportate un pic și spre ceea ce înseamnă lumea, multe dintre aceste măsuri care s-au realizat în cadrul Uniunii Europene. Vreau să vă întreb, ca și politician cu vechi state, vreau să vorbiți puțin, să comentați, iată, ultimul sondaj. V-ați fi așteptat ca om politic la faptul că PMP-ul lui Traian Băsescu să fie cotat cu posibilitatea de a obține zero, repet, mandate de europarlamentar și UDMR-ul să fie pentru prima dată, da, nu intră, și UDMR-ul să fie pentru prima dată când să rămână în afara Parlamentului European. Și iată să urce puțin niște partide care acum au apărut, nu le mai nominalizăm pentru că le-am văzut cu toții sondajul, dar vreau să punctați pe acest PMP care, iată, a avut o evoluție explozivă, fulminantă, ca apoi să cadă, iată, înainte de a se confrunta, măcar pentru a doua oară, și cu alegerile europarlamentare și prezidențiale în România. V-ați fi așteptat la această evoluție? A fost un foc de paie inițiat și susținut de președintele Traian Băsescu, de imaginea lui, sau și anumite, să spunem, mișcări ale justiției care a adus în spatele gratiilor mulți dintre oamenii politici și cu rezonanța ai guvernării Traian Băsescu? Sigur că sunt mai multe aspecte aici care trebuie avut. Să pe cele esențiale. În primul rând, sigur, ceea ce ai invocat și dumneavoastră, am văzut și eu, sunt sondaje de opinie. Adevăratul test vor fi alegerile europarlamentare, unde vom vedea acolo fiecare partid ce va obține. În ceea ce privește PMP-ul, pentru mine nu este o surpriză, pentru că, dacă vă amintiți, PMP-ul a intrat cu greu și în Parlamentul European, în Parlamentul Național. A luat, din câte mi-am amintesc eu, 5,04, deci, sau ceva de genul. A fost foarte, foarte
aproape de pragul electoral. Au avut oarecum noroc și l-au trecut. Ei, e foarte greu pentru un partid de opoziție și trebuie să o spunem cinstit, pentru că și PSD-ul a fost în această situație, să fie vizibil în ochii electoratului, pentru că toată atenția este concentrată pe actul de guvernare și pe marile partide de opoziție, care de regulă, că așa sunt lucrurile prin firea lor, partidele de opoziție cresc pe erorile pe care le face guvernarea. Deci de regulă partidele de opoziție cresc și urmează un nou ciclu electoral. Ei, pentru partidele mici de opoziție, cum este și PMP-ul, pentru că m-ați întrebat, este foarte greu, mai ales că din păcate pentru ei fostul președinte Traian Băsescu vine cu un bagaj negativ din spate. Amintiți-vă că președinția domnului Traian Băsescu a fost marcată de o serie întreagă de scandaluri. Și de tăieri salariale pe care oamenii le-au resimțit. Și nu numai, deci partea aceasta economică, amintiți-vă de un scandal perpetu care a fost cu fostul premier Victor Ponta, de greșelile făcute în promovarea anumitor oameni, faptul că, spre exemplu, iată, Elena Udrea, consilierea cea mai apropiată a președintelui Traian Băsescu, a fost condamnată și așa mai departe. Deci o serie întreagă de erori care, nu numai ea, s-au răsfrâns odată pe rezultatul electoral din 2016 și eu sunt convins că se va răsfrâne și asupra rezultatul electoral din anul 2019 și 2020. Ce înseamnă să faci campanie pentru europarlamentare? Vă întreb din experiență. Da, e o campanie într-adevăr atipică și dintr-un alt punct de vedere. De regulă, oamenii, electoratul vor să vadă candidatul, să zic așa, în carne și oase. Este foarte greu pentru candidații de pe listă să acopere întreaga țară. Gândiți-vă că sunt 40 și ceva de județe cu tot cu Bucureștiul, da, în care trebuie să fie prezenți, iar campania la europarlamentare durează undeva în jur de 30 de zile, deci este foarte greu să acoperi toate aceste județe, mai ales că județul Gorj, după cum știți, este un județ mediu, prima dată se concentrează toată lumea pe marile aglomerări urbane, dar aici intervine rolul nostru al activului, al structurilor de partid, care trebuie să mergem și să facem această campanie, mai ales că urmează să fie instalată la cârma PSD Gorj o nouă structură de conducere, care evident trebuie să fie validată prin prisma rezultatelor electorale. Deci iată că este un test extrem de important al noii conduceri ce va fi aleasă la nivelul PSD Gorj, însă eu am încredere că lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă. Să vorbim puțin de aspectele economice. Iată, începutul de an a venit cu majorările promise pentru foarte multe categorii sociale și mai mult decât atât, iată că se prefigurează și investițiile care erau așteptate de ceva vreme, și anume marile autostrăzi și, de ce nu, obiective economice, câteva dintre ele și în Gorj sau la granița cu Gorj, vor face apariția. Sigur, așa cum am promis, pentru că sunt foarte puțini cei care au crezut că vom implementa programul acela de guvernare revoluționar, dar iată că la jumătatea mandatului, pentru că deja cred că am trecut zilele trecute de jumătatea mandatului Parlamentului, în speță după 2 ani de zile, eu cred că mare parte dintre măsurile promise, pentru că aceste măsuri se implementează etapizat, au fost realizate. Fără discuție, sunt și nerealizări, că așa merg lucrurile și nu poți să le faci pe toate deodată, dar în ceea ce privește partea aceasta economică, pe lângă faptul că vorbim de o creștere a veniturilor pentru majoritatea categoriilor salariale cărora li s-a promis acest lucru, eu cred că lucrurile merg binișor, n-aș îndrăzni să spun bine, și pe parte de investiții s-au deblocat, pentru că ați tot adus vorba despre marile investiții, s-au deblocat, spre exemplu s-a semnat și va începe cât de curând construcția drumului expres între Craiova și Pitești, se anunță zilele acestea câștigătorii și vor începe lucrările și la autostrada dintre Pitești și Sibiu, adică pentru ceea ce înseamnă zona Olteniei, sigur că mă veți întreba de Gorj. Aici avem promisiuni că se va semna
relativ curând și studiul de fezabilitate pentru un drum de mare viteză între Craiova și Târgu Jiu. Din păcate, pentru centură, licitația este realizată, a fost reziliată cu vechiul constructor și se așteaptă desemnarea unui nou câștigător al acestei licitații care să continue lucrurile. Însă, în privința stadionului, după cum știți, au alocat banii, iar undeva în luna mai sperăm să fie finalizată și investiția. Totodată, pentru ceea ce înseamnă Calea Eroilor, un proiect la care guvernul a promis sprijinul și iată, au început să vină primii bani și pentru ce înseamnă Calea Eroilor. Eu cred că lucrurile se mișcă bine în privința investițiilor și tot timpul este fără discuție loc și de mai bine, dar aici un rol extrem de important, zic eu, că l-au avut și parlamentarii de Gorj care s-au bătut pentru ca aceste investiții să vină la Gorj. Care ar fi provocările ce stau în fața noi echipe care va conduce PSD-ul la Gorj, în opinia dumneavoastră, într-un an în care, iată, avem alegeri, avem două scrutinuri electorale și mai mult decât atât, un program electoral pe care sunteți determinați să îl punctați etapă cu etapă? Fără discuție că principalele provocări sau principala provocare din punct de vedere politic a noi echipe ce va fi aleasă este legată de alegerile atât cele europarlamentare, prezidențiale în toamnă, iarnă, dar cele mai importante șiruri de alegeri fără discuție vor fi cele locale de anul din 2020, pentru că acolo practic se dă trendul. Câștigarea alegerilor este un obiectiv, dar nu numai câștigarea alegerilor, ci obținerea unui rezultat cel puțin la fel de bun cu cel obținut în anii electoral trecuți de către fosta echipă, pentru că evident targetul, obiectivul oricărei echipe alease este ca acela de a încerca să faci lucrurile mai bine, să obții rezultate mai bune decât cei care ți-au fost predecesori, pentru că lucrurile s-au schimbat. Sper că va veni o echipă tânără care va păstra coeziunea, pentru că e foarte important acest lucru, să păstrezi coeziunea, să păstrezi ceea ce înseamnă echipa, pentru că, dacă mă întrebați pe mine, unul din secretele succesului PSD-ului în toți acești ani, nu numai la nivelul Gorjului, a fost această unitate extraordinară între membrii echipei. Asta este un lucru pe care trebuie să-l îmbunătățim, un lucru care poate s-a pierdut în ultimii ani, din păcate, sau n-a mai funcționat lucrul așa cum trebuie, și aici trebuie să venim cu acest nou spirit de echipă, cu această unitate despre care vă vorbeam, și eu cred că rezultatele vor veni de la sine, pentru că, eu vă repet, guvernarea, zic, a fost o guvernare bună. Mai lipsește ca să facem, să terminăm cu structura de conducerea PSD-ului Gorj și să ne apucăm de treabă. Vreau să vă întreb dacă va fi o luptă grea cea pentru fotolul de primar al municipiului Târgu Jiu și pentru municipiul Motru, municipiul care l-ați deținut an de rândul cu scoruri electorale importante. Dacă m-ați întrebat de Târgu Jiu, vă spun de acum că aceasta va fi cea mai grea bătălie electorală care ne așteaptă în această perioadă. Din punctul meu de vedere, aici va fi, dacă vreți, dovada testului maturității noii echipe, pentru că, indiferent cine va fi candidat, și trebuie să o spunem cu franchețe, vor exista oarecum nemulțumiri. Și eu le-am transmis deja colegilor mei, trebuie să trecem peste aceste nemulțumiri, trebuie să lăsăm eventuale supărări la o parte și trebuie să înțelegem că lucrăm pentru binele echipei, pentru că este un obiectiv prioritar să recâștigăm primăria municipiului Târgu Jiu. Din păcate, Târgu Jiu n-a progresat în această scurtă perioadă în care n-am deținut primăria municipiului Târgu Jiu, sau dacă a făcut-o puțin, insuficient din punctul meu de vedere, și asta trebuie să se schimbe, pentru că odată ce ai un consiliu cu care poți să lucrezi, este normal ca să ai și un primar de partea ta cu care să lucrezi. Și asta cred că se va rezolva în anul 2020. Eu sunt sigur că vom veni cu un candidat care va putea să câștige și să câștige primăria municipiului Târgu Jiu, obiectiv prioritar, vă repet, pentru noi din punct de vedere politic. Iar la Motru, pentru că ați adus în discuție și la Motru, și acolo avem aceeași problemă. După ani de administrație PSD,
am pierdut această primărie și acolo trebuie să vedem, dacă mă întrebați, din punctul meu de vedere trebuie să existe și acolo un sondaj, pentru că aici nu merge cu stabilirea candidatului în funcție de ceea ce își dorește unul sau altul dintre noi. Acolo trebuie să avem un sondaj profesionist, să avem un studiu foarte bine făcut care să ne indice persoana cea mai potrivită pentru a ocupa funcția de candidat deocamdată la această primărie și acea persoană va trebui să fie desemnată dacă vrem cu adevărat să câștigăm. Vreau să vă întreb în cele ce urmează despre organizația de tineret. Iată, președintele Dragnea spunea seara la întâlnirea cu primarii de municipii că unitatea partidului și forța lui este dată și de coeziunea între cele două structuri. Ați condus ani de rând o structură care, iată, la Costinești, în începutul anilor 2000, a fost clasată pe locul 2 ca și performanță. Ce le-ați sugerat dumneavoastră ca și experiență acumulată și ca și bază structurală politică pe care o stăpâniți tinerilor care fac parte din organizația de bază a TSD Gorj? Da, eu am spus-o și o să mai spun. Pentru mine, perioada cei 5 ani de zile în care am condus organizația de tineret a fost cea mai frumoasă perioadă din punct de vedere politic și cu siguranță cea mai intensă, pentru că să conduci o asemenea structură de tineret este o provocare, o provocare pe care eu zic am dus-o la bun sfârșit și iată rezultatele o dovedesc. Colegilor mei pe care acum le-am promis că îi voi susține cu tot ceea ce pot din perspectiva mea de senior, ca să zic așa, le spun să facă ceea ce au făcut, să se profesionalizeze, să facă bine o meserie pe care o fac, pentru că în acest fel vor fi și promovați. Eu asta îmi doresc, ca să avem colegi la organizația de tineret să promoveze, să fie performeri în profesia lor în ceea ce fac și apoi rezultatele vor veni și ele cu timpul, pentru că în felul acesta nu mai depinzi de nimeni sau dacă o faci depinzi într-o foarte mică măsură. Eu am încredere în ei pentru că îi cunosc pe majoritatea. Știu că sunt oameni capabili, oameni care doresc să se implice și asta e un lucru important, pentru că din păcate, și asta e un lucru pe care îl observ, tinerii doresc foarte puțin sau deloc să se implice în ceea ce înseamnă politică din diverse motive și asta am încercat să fac eu cât am fost președintele organizației de tineret, să deschid organizația spre oameni noi, spre oameni de valoare, oameni care să aducă un plus valoare atât echipei din care fac parte, cât și partidului și eu cred că într-o oarecare măsură mi-a și reușit acest lucru. Lucru confirmat de locul 2 ocupat de între organizațiile de tineret, dar acum, pentru că avem doar 2 minute și jumătate, v-aș ruga să comentați puțin ce a spus seniorul Ion Iliescu, președinte de onoare al partidului. Spunea în felul următor zile trecute pe blogul personal că rezultatele obținute la alegerile parlamentare din urmă, din 2016 și reușitele partidului se datorează faptului că au fost crescute frumos organizațiile de tineret și schimbul de generație s-a produs firesc. Cum comentați acest lucru? Da, sunt foarte de acord cu ceea ce a spus dumnealui. Gândiți-vă că inclusiv la Gorj s-a produs acest transfer de generație, această schimbare de generație. Domnul președinte Cârciumară, după cum știți, a anunțat că vrea să preda ștafeta unor colegi mai tineri, lucru care nu mă poate decât să mă bucure și care demonstrează maturitatea politică a dumnealui. Da, faptul că, iată, organizația este preluată de către oameni mai tineri, oameni cu chef de muncă, care au dovedit că au și rezultate electorale, este un lucru care eu cred că va aduce succes, pentru că oamenii își doresc acest lucru, au trimis semnale și eu și colegii mei am vorbit cu foarte multă lume în această perioadă. Mesajul este același, mesajul de noire, mesajul de a aduce noi oameni politici, că toată lumea își dorește noirea clasei politice, însă și aici este subliniez acest lucru, trebuie să vină oameni politici care au confirmat deja pe plan profesional. Asta este un lucru extrem de important din punctul meu de vedere și eu cred că la acest capitol noi PSD-ul ne-am făcut treaba și am venit cu o ofertă electorală care să corespundă nevoilor alegătorilor. Vă mulțumim mult, domnule vicepreședinte Claudiu Manta, vă mulțumim mult, dragi privitori.
Rămâneți pe postul nostru că aveți ce vedea și auzi.